În data de 26 mai vor avea loc alegeri pentru membrii din România în Parlamentul European și referendumul național convocat de președintele României. Fiecare persoană este răspunzătoare pentru viitorul țării. Iese lumea la vot. Cei mai mulți sunt determinați ca prin votul lor să schimbe în bine soarta țării. Alții se gândesc la viitorul copiilor lor, iar alții sunt pasivi. Mergem, cum să nu? Mergem, doamnă. Pentru ce votați? Eugenia, pentru soacră mea. O pun pe soacră mea. Trebuie să mergem. Pentru ce votați? Pentru viitorul copiilor. Ei sunt în incertitudine acum, pentru siguranța lor din mai târziu. Hai că noi să spunem că am mai trecut prin greutăți, dar ei vor un serviciu stabil, vor să le fie bine. Eu pentru ei merg. Consider că ce-a fost mai rău, ori se întâmplă din nou, e ciclic, dar dacă copiii sunt bine și au un loc de muncă asigurat, cu siguranță și nouă ne-i bine. Trebuie să mergem, să ne... ca să-i datoria noastră. Da. Pentru ce votați? Este secret. Nu cu cine, pentru ce? Pentru ce? Pentru mai bine. Ce înseamnă? Adică să fim... Să trăim un pic mai bine față de cum trăim acum, să ne se ofere și nouă ca pensionari și, bineînțeles, copii, adolescenții, niște, o viață mult mai bună și cu multe facilități. Care înseamnă ce? Concret, la ce v-ați gândit? La ce ne-am gândit? Locuri de muncă, noi suntem pensionari, ne dorim sănătate. Pentru tineret, da, locuri de muncă. Am dorit să fie și orașul un pic mai curat, mai înfrumusețat și în zonele periferice, cum se spune. Dar știți pentru ce votați, nu? Mergeți la vot duminică? Da. Pentru ce votați? Pentru binele țării. Ce înseamnă? Ce așteptați? Ce înseamnă mai bine pentru dumneavoastră? Păi să se schimbe în țară corupția, tot ce este rău și nu funcționează la ora actuală, să se schimbe. Poate tineretul care o să vină la conducere o să schimbe ceva în mai bine în țară. Normal. Ce sperați să schimbați? Absolut. Cu votul meu? Cum adică să nu mergi la vot? Păi dacă nu mergi la vot, înseamnă că n-ai nicio părere, înseamnă că ești degeaba în țara asta. Mergeți la vot? Sigur că merg la vot, e dreptul oricărui cetățean. Pentru drepturile oamenilor, pentru orașul roman, pentru România, nu? Sperați să se schimbe ceva? Sperăm foarte mult. Chiar avem încredere. De data asta trebuie să schimbe ceva, pentru că oamenii nu mai au drepturi în țara asta. Vă mulțumesc. Cu plăcere.